Rebecca, astăzi voi deschide 3 moș-moș, cum așa arată. Nu știu dacă ați auzit de ele. Sunt niște punguțe care zici că sunt punguțe de lapte. 3 culori diferite. Cu niște squeezy. Nu știu dacă știți ce sunt acelea. Sunt cam ceva de genul. Puc, puc. Sunt antistresuri pe care le pui pe husă. N-am nicio husă. Mereu pe asta lângă mine, pentru că e preferată mea. Le pui așa și pe aia ceva de genul și e super, super șmecher când te uiți la telefon să simți o chestie super moale. Asta nu e specială pentru telefon, dar v-am arătat un exemplu. Numai că astea sunt animaluțe, sunt foarte drăguțe și le-am luat de la Noriel. Hai să întoarcem camera și să vi le arăt. Am întors camera și acum vreau să încep cu asta turcoaz pentru că îmi place foarte mult culoarea. Am vrut să vă spun că toate sunt cu sclipit și o să le pun deoparte. Foarte drăguță punga. Nu sunt fake, le-am luat de la Noriel și nu sunt fake. Vin într-un elastic. Ia să vedem care sunt cele rare. Ok, deci cele cu diamante sunt ultra rare și cele cu steluță sunt doar rare. Și cred că celelalte care nu au nimic sunt, cred că sunt normale. Ia să vedem. Sunt două. Am vrea să vă spun. Vai, sunt foarte ciudate. Ah, credeam că mai era puțin și o tăiam. Wow! M-aș da să fie puțin mai moi, dar sunt foarte ciudate. Nu ca de sclipiciu. E o iță, dar foarte ciudată. Uite-te-vă. Și să vedem ce este. Este... cred că e asta. Sau... deci e o iță. Care cred că e asta. După care o am pe asta verde. Vai, ce latinoasă și asta e foarte șmecheră. E verde. Ce tare e. Nu o văd. Pe spate cum așa arată. So soft, so squishy, so much. Deci chiar nu o văd. A, gata. Asta e? Cred că asta e și e rară. Interesant, sunt drăguțe. Acum o vom deschide pe asta roz. Îmi plac foarte mult ambalajele. Arată la fel ca cealaltă, însă este roz. Foița este aceeași. Ce frumușică e asta! Este foarte drăguță. Ce gelatinoasă! Eu! E un porcușor. Iar te s-o caut pentru că nu o găsit. Gata, am găsit-o. Asta e, e un panda. E din Diamonds Diva. Divas. Asta e din Disco Party și asta e din, cred că ăsta era, asta. Bling, bling. Oh my god, e foarte lipicioasă. Imediat să-ți așa. Nu se lipește. Așa, și asta e super sclipicioasă. E un pinguin mov. Mă uit la toate mov și la absolut toate, dar nu o văd. E un fel de pinguin foarte moale. Poate fi și ăsta, însă nu are capul alb. Chiar nu-mi dau seama. Așa. Și ultimul, l-am dat pe final pentru că e auriu, e cel mai interesant. Să
prezenându-lui. Nu cred că am. Ce piesă? Ok. Așa, hai să începem cu asta roz. Ok, e foarte tare. Deci arată cam așa. Ce am? Nu le găsesc. Să fie unul din astea două. Unul din astea două, dar nu știu care. Nu știu. Ok, o să-l pun deoparte. Și asta e foarte squeezy. Iu. Ce drăguț e ăsta! O să le pun aici. O să fac așa o expoziție. Așa. Și ăsta este... De ce nu seamănă cu absolut niciuna? Deci, uitați-vă, așa arată. Asta e cel mai moale, ok. Nu știu. Un albastru foarte închis. Nu știu. Cam acestea au fost moj-mojurile. Sunt foarte, foarte interesante și foarte moi. Asta cred că e una dintre preferatele mele, dar nu dau seama de ce are încă un punct aici. Deci, mult, uite cum ar fi, acestea au defect, adică sunt foarte turtite. Dar sunt și foarte, foarte, foarte moi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o. Pa!